Președintele Klaus Iohannis, primele explicații pentru dispariția sa prelungită din spațiul public. Șeful statului susține că nu a vrut să dea știri de ultimă oră televiziunilor în această vară și nici să răspundă celor care au așteptat o perioadă agitată. Prezența mea astăzi aici nu este deloc întâmplătoare. Dincolo de faptul că mă simt apropiat de domeniul dumneavoastră de expertiză prin prisma formației mele profesionale, vă mărturisesc că motivația mea ține și de responsabilitatea pe care o am în calitatea de președinte a României. Am ales să particip la acest eveniment pentru a arăta încă o dată care sunt prioritățile mele. Poate că unii se așteptau să vorbesc despre partide sau ar fi vrut să aibă parte de o vară mai agitată politic. Poate că pe alții îi nemulțumește lipsa așa numitor breaking news și a unor declarații incendiare. Pentru mine însă, conduita promisă și prioritățile asumate au rămas aceleași și nu vor fi nici în continuare umbrite de efervescența politică sau de circumstanțe de moment. Duminică, Klaus și Carmen Iohannis au fost întâmpinați cu huiduieli la sosirea la festivalul George Enescu. Voci din grupul de nemulțumiți i-au reproșat președintelui că își petrece prea mult timp în vacanță prin străinătate și au precizat că nu vor o primă doamnă de genul Elenei Ceaușescu și Elenei Udrea.